Bine ați venit la un nou videoclip Crevo. Acesta se intitulează De unde știi că există Dumnezeu? Dorim să înțelegeți că prin acest videoclip dorim să vorbim despre ideea generală de Dumnezeu și nu să particularizăm. Și trebuie să știm de ce discuția despre Dumnezeu este importantă. Dumnezeu nu face parte din categoria de lucruri de care cineva poate fi interesat într-o măsură moderată. Pentru că în modul în care răspunzi la întrebarea există Dumnezeu, îți desfășori întreaga existență. Omul antic, Platon, Aristotel, credea în existența lui Dumnezeu. Și omul medieval știa că există ceva superior și trebuie să îi se conformeze. Până într-o zi când omul a hotărât să se elibereze de sub autoritatea religiei și prin Revoluția franceză, ideea de Dumnezeu a fost respinsă și ridiculizată public. Pe fondul acestui flirt al societății europene, cu înmormântarea Dumnezeului afirmat de tradiția iudeo-creștină, a fost scrisă parabola omului nebun. Un nebun a plecat în piață strigând: unde este Dumnezeu? Haideți, arătați-mi, spuneți unde este! Acest strigăt a stârnit râsul mulțimii și oamenii l-au întrebat: dar ce s-a întâmplat cu Dumnezeu? Am să vă spun eu. Noi l-am ucis, eu și voi, prin știință am făcut asta. Dumnezeu nu există. Strigătul omului nebun: nu există Dumnezeu, nu există Dumnezeu. Anticipează o destabilizare a lumii, începutul unei noi etape în istoria omenirii, pentru că vestea morții lui Dumnezeu sau a inexistenței sale nu poate lăsa lumea neschimbată. De la această idee nebunească a apărut conceptul ateist. Pe lângă ideea inexistenței lui Dumnezeu, celelalte, încadrarea în regnul animal și supunerea față de selectivitatea naturală, au fost promovate și inițializate de celebrul biolog Charles Darwin în Originea speciilor. Citez: printre cei sălbatici, cei slabi în trup și spirit sunt eliminați repede. Supraviețuitorii sunt, de obicei, aceia care au o sănătate puternică. Noi, oamenii civilizați, dimpotrivă, facem tot ceea ce este posibil pentru a împiedica această eliminare. Construim cămine pentru idioți, invalizi și bolnavi. Emitem legi pentru săraci și medicii noștri își folosesc toată iscusința pentru a ține cât mai posibil în viață pe cei bolnavi. Nimeni care și-a dedicat atenția creșterii animalelor domestice nu se va îndoi că acest lucru este dăunător rasei umane în cel mai înalt grad. Acum să vedem câteva implicații ale inexistenței lui Dumnezeu pentru rasa umană. În absența lui Dumnezeu, viața noastră nu are un scop ultim. Paul Davies, în scrierea sa Ultimele 3 minute ale Universului, argumentează științific realitatea morții Universului. Ce mai contează cine ești, ce faci, dacă viața asta e tot ce ai și Dumnezeu nu există? Ce contează dacă trăiești cu 5 minute mai mult sau mai puțin, dacă în final tot trebuie să mori? În perspectiva ateistă, existența noastră nu are niciun scop suprem. Unul dintre reporterii revistei Life a fost întrebat în anul 1988 de ce existăm și care este scopul vieții noastre. Stefan Jay Gould a răspuns: suntem aici pentru că un grup ciudat de pești a avut o anatomie ce a permis dezvoltarea picioarelor pentru existența terestră. Pentru că o specie mică și puternică ce a apărut în Africa a reușit să supraviețuiască cu orice preț. S-ar putea să tânjim după un răspuns superior, dar așa ceva nu există. Petre Tuțea i-a răspuns: fără Dumnezeu, omul este un animal rațional ce vine de niciunde și se îndreaptă spre nicăieri. Lumea tânjește după speranță. Poate că nu știați, dar o treime din populația globului merge la culcare mereu flămândă. Nu există speranță că răul va fi pedepsit, că vom scăpa de moarte. Ateismul nu este o religie care să aducă speranță. Un om a spus Universului: domnule, eu exist! Stai puțin, asta nu creează nicio obligație în mine. Dar dacă Dumnezeu există, nu doar că o să avem o viață cu sens, ci și una plină de speranță. Acum să vedem care sunt argumentele pentru existența lui Dumnezeu și cum putem ști dacă acest Dumnezeu există. Primul argument este reprezentat de revelații. Dumnezeu ni se descoperă în anumite circumstanțe ale vieții, într-o formă sau alta. Al doilea este reprezentat de teologia naturală. Existența lui Dumnezeu explică cel mai bine începutul Universului. Inteligibilitate și precizia acestuia. Și nu în ultimul rând, valorile și datoriile morale obiective. Acum să vorbim despre argumentul cosmologic. Când ați privit ultima oară cerul sau lucrurile care ne înconjoară, te-ai întrebat de ce există ceva în loc de nimic
Sau de unde a venit universul? Platon folosește argumentul cosmologic pentru a ajunge la existența demiurgului. Aristotel a pledat pentru un mișcător nemișcat. Acest argument a fost preluat mai târziu de Thomas d'Aquin și folosit în cele 5 căi. Thomas d'Aquin accentuează necesitatea lumii prezente de Dumnezeu. Leibniz. Elementul determinant în argumentația sugerată de Leibniz este principiul motivului suficient. Acesta, din urmă, sugerează nevoia de a identifica o cauză finală, o ultimă explicație. Orice realitate fizică, oricum ai împărți-o, își găsește motivul existenței în afara ei. În ultimii ani, filozofii creștini au reajustat un argument medieval numit argumentul Kalam și l-au redenumit argumentul cosmologic. Acum să vă prezint acest silogism. Premisa majoră este că tot ce a avut un început a avut o cauză. Premisa minoră este că universul a avut un început. Prin urmare, universul a avut o cauză. Ceva nu poate să existe din nimic. Dacă îți spune că ți-a apărut un ceas din nimic, ar trebui să dai explicații la tribunal pentru asta. Din experiența cotidiană învățăm că dacă lucrurile ar putea începe să existe din nimic, de ce nu totul în jurul nostru nu ar exista fără nicio cauză? Legea cauzalității este un principiu esențial în știință. Francis Bacon, părintele științei moderne, afirmă că nu poți cunoaște nimic în realitate fără ajutorul cauzelor. Obiecție. Electronii pot înceta să existe ca mai apoi să reapară în alt loc. Răspunsul este că vacuumul acela nu este nimic, ci este ceva, adică o stare în care energia este minimă. Premisa a doua poate fi confirmată științific și filozofic. Ateii susțin că universul nu a avut un început, ci că el este infinit. Și dacă o serie de evenimente infinite există, nu ai nevoie de o primă cauză. Fals. Este vorba despre imposibilitatea unui regres la infinit al evenimentelor trecute. Matematicianul David Hilbert, probabil cel mai mare matematician al secolului 20, susține: infinitul nu poate fi găsit în realitate, ci singurul rol pe care acesta îl poate juca este acela al unei idei. Acum, haideți să vedem dovada științifică pentru un început al Universului. Expansiunea Universului a fost observată în anul 1927 de către astronautul Edwin Hubble. El a descoperit o deplasare spre roșu a luminii ce venea de la toate galaxiile observabile, ceea ce înseamnă că respectivele galaxii se îndepărtează de noi. Cu alte cuvinte, Universul pare să se extindă dintr-un singur punct ce a existat în trecutul îndepărtat. Acest punct a dus la ideea Big Bang-ului, adică Marea Explozie. Adică, spațiul fizic, timpul, materia și energia din univers au început să existe la un anumit punct în trecut, adică aproximativ acum 15 miliarde de ani în urmă. Într-adevăr, teoria Big Bang-ului este confirmată de expansiunea cosmică, deoarece niciun univers care se află într-o stare de expansiune nu poate fi etern în trecut, ci trebuie să aibă un început. Legea a doua termodinamicii mai este numită și legea entropiei și ne spune că totul se îndreaptă spre dezordine absolută. Cu toții știm că energia se consumă, iar Universul are o energie finită. Dacă încă mai există mișcare în univers, înseamnă că mai are energie rămasă. Când aceasta se va termina, tot Universul se va stinge. Orice lucru ce se termină într-un punct nu poate fi infinit, deoarece trebuie să înceapă undeva. Asta înseamnă că are un început. Arthur Eddington a condus la un experiment în care a admis că Universul nu este static și el are un început. Din punct de vedere filozofic, ideea unui început al ordinii naturale prezente îmi repungă. Mi-ar plăcea să găsesc o portiță de scăpare viabilă. Robert Jastrow, agnostic în Dumnezeu și astronauții, afirmă: astronomii constată că au devenit celebri deoarece au dovedit, prin propriile lor metode, că lumea a început brusc într-un act de creație din care pot fi deviate semințele fiecărei stele, ale fiecărei planete și ale fiecărui lucru viu care există în cosmos și pe Pământ. Și au găsit că toate acestea au fost produse de niște forțe pe care nici măcar nu pot spera să le descopere vreodată. Faptul că operează niște forțe pe care eu sau oricine altcineva le-ar putea numi forțe supranaturale este acum, cred eu,
o realitate dovedită științific. Care dintre teorii explică mai bine existența Universului? Cea creaționistă sau cea care spune că Universul există? Punct. Dacă premisele sunt valide, concluzia urmează în consecință. Universul are o cauză. Aceasta trebuie să fie necauzată, non-spațială, non-temporală și personală. Necauzată pentru că nu poate exista un regres infinit al cauzelor, iar non-temporară pentru că și timpul a fost creat. Non-spațială pentru că a creat spațiu. Deci trebuie să fie transcendentă și non-materială. Personală pentru că Universul este un efect în timp al unei cauze infinite. Singurul mod în care aceasta s-ar putea realiza este printr-o decizie liberă de a crea. Acum să vedem care este argumentul pentru un design inteligent. Acest argument mai este supranumit și argumentul teleologic. Provine din grecescul teleos, care înseamnă plan sau design. William Paley ne relatează exemplul ceasului și al ceasornicarului și spune că Universul a fost proiectat chiar cu mai multă precizie decât un Rolex. Principiul antropic sugerează că Universul funcționează după parametrii extrem de fini, astfel încât viața omului să fie posibilă pe Pământ. Acum să vedem câteva din aceste constante antropice. Nivelul de oxigen de pe Pământ este de 21% din atmosferă. Asta înseamnă că este o atmosferă propice. Dacă nivelul ar fi fost de 25%, atunci s-ar fi iscat instantaneu incendii. Dacă nivelul ar fi fost de 15%, atunci oamenii s-ar fi sufocat. Gravitația. Dacă forța gravitațională ar fi modificată numai cu 10 la minus 39, atunci Pământul nu ar mai exista și, bineînțeles, nici viața. Explozia inițială. Dacă ar fi variat în intensitatea ei cu 10 la puterea minus 60, Universul s-ar fi prăbușit în el însuși sau s-ar fi extins cu o viteză astfel încât stelele să nu se poată forma. În oricare dintre situații, viața nu ar fi fost posibilă. Există peste 100 de constante antropice care indică designul Universului în cele mai mici detalii și, în final, existența unui proiectant. Varianta modernă a argumentului, în viziunea lui Craig, este: funcționarea Universului în termeni atât de preciși, aranjați, se datorează fie necesității naturale, fie întâmplării, fie designului. Aceasta nu se datorează necesității naturale sau întâmplării, prin urmare, se datorează designului. Prima premisă ne vorbește despre precizia Universului. Necesitatea fizică sugerează că valorile constantelor din Univers trebuie să aibă valorile pe care le au, pentru că nu ar putea exista un Univers fără aceste valori. Vreau să înțelegeți precizia cu care Universul operează. Dacă la început explozia ar fi fost modificată doar cu 10 la puterea -60, atunci Universul s-ar fi prăbușit în el însuși sau s-ar fi extins cu așa viteză încât nimic nu s-ar fi format. Este o probabilitate extraordinar de mică. O să vă dau câteva exemple. Este o probabilitate mai mare să tragi cu un glonț de 2 cm spre o țintă care se află la celălalt capăt al Universului observabil și să nimerești exact în centru. Cu toate că această țintă se află la 20 de miliarde de ani lumină depărtare. Sau cu, ai arunca un pahar cu lapte pe jos și instantaneu ai obține harta lumii. Acoperă America cu monede până formezi o coloană ce va ajunge la Lună, de 380.000 de kilometri. Fă același lucru pentru încă un miliard de continente de dimensiunile Americii. Vopsește o singură monedă în roșu și după ce ți-ai legat prietena la ochi, pune-o să extragă moneda. Ea va reuși din prima. În aceste condiții, teoria întâmplării oarbe este doar o dovadă de iraționalitate. Deci trebuie să înțelegeți că Universul a fost proiectat. Cosmologul Ed Harrison folosește cuvântul dovadă atunci când vorbește despre implicațiile principiului antropic în discuția despre existența lui Dumnezeu. Avem aici dovada cosmologică a existenței lui Dumnezeu, pe care v-am prezentat-o. Principala obiecție a ateilor este teoria Universului multiplu.
Adică există un număr infinit de universuri, iar noi se întâmplă să populăm universul în care există condițiile cele mai adecvate pentru viață. Expansiunea cosmică a universului ne arată că acesta nu poate fi infinit în trecut. Aceasta este o teorie metafizică, nu științifică. Nu există o dovadă științifică care să confirme. Mai mult de atât, Big Bang-ul ne arată când a luat ființă realitatea finită a universului nostru. Expansiunea cosmică a universului ne arată că acesta nu poate fi infinit în trecut. În al doilea rând, universul multiplu amplifică nevoia unui proiectant, deoarece oricare dintre universuri necesită o reglare fină a constantelor pentru ca un univers ca și al nostru să ia ființă. Să postulezi un trilion de trilioane de universuri în schimbul lui Dumnezeu, ca să explici ordinea aceasta din univers, reprezintă piscul iraționalității. Avea dreptate Dennis Overs în articolul Trilioane de universuri sau doar al nostru a avut noroc? Critic al principiului antropic, a recunoscut că obiecția lui este una complet emoțională, pentru că argumentul îi mirosea a religie sau a plan inteligent. Când Anthony Flew accepta pe baza acestui argument existența lui Dumnezeu, colegii ca Richard Dawkins au spus că a devenit senil. Dacă necesitatea naturală și forța oarbă a întâmplării nu pot explica limitele precise în care universul își desfășoară existența, înseamnă că universul trebuie să aibă un proiectant. Acest argument al lui Paley nu a fost ceva nou pentru creștini, pentru că psalmistul afirmă: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Iar în Isaia ni se afirmă: ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirile lor? El le cheamă pe toate pe nume. Așa de mare este puterea și tăria lui, că una nu lipsește. Concluzia pentru argumentul cosmologic și teleologic ne este dată de Robert Jastrow. Pentru omul de știință care trăiește prin credință în puterea rațiunii, povestea se încheie ca un coșmar. Chiar dacă toată viața a escaladat munții ignoranței, la final va descoperi că totuși Dumnezeu există. Acum să aruncăm o privire peste argumentul moral. Este moralitatea o problemă ce ține de gust, de circumstanțe sau de acordul majorității? Dacă este independentă de toate acestea, care este temeiul ei? Dar obligațiile morale, sunt ele independente de cultura în care trăim sau de progresul economic? Dacă da, care este temeiul lor? Există valori morale obiective? Valorile morale obiective reprezintă acele lucruri care sunt bune sau rele, indiferent de părerea oamenilor. Cel mai bun exemplu pot să vi-l dau cu Hitler și Holocaustul. Chiar dacă Hitler ar fi cucerit întreaga lume și toți oamenii ar fi crezut că arianismul este un lucru bun, ei bine, acesta tot ar fi fost un lucru rău. Ei bine, atunci care este cea mai bună explicație pentru existența valorilor morale obiective? Acum, să vedem cum ne răspunde perspectiva ateistă. Moralitatea este produsul unor factori sociobiologici care s-a dovedit a fi eficientă în lupta pentru supraviețuire. Michael Russ afirmă: evoluționistul modern consideră că omul conștientizează dimensiunea morală pentru că în cele din urmă aceasta este relevantă pentru procesul biologic. Moralitatea este o adaptare biologică, la fel cum sunt mâinile, picioarele sau dinții. Moralitatea este doar un ajutor pentru supraviețuire și reproducere. Orice alt înțeles mai profund al moralității este iluzoriu. În absența lui Dumnezeu, moralitatea este ceva subiectiv ce ține de convingerea umană și anulează răspunderea morală obiectivă. Paul Kurz admite dificultatea ateismului de a identifica un fundament transcendent pentru moralitate. În absența unei baze fundamentale, acestea sunt doar ceva efemer. De exemplu, este foarte greu să spui pe o bază ateistă că unele acțiuni ca și violul, sclavia sau minciuna sunt rele. Poți cel mult spune că nu este productiv pentru evoluția societății. William Lane Craig spune că atunci când un leu mănâncă o zebră, nimeni nu numește asta o crimă. Dacă toți suntem animale, de ce pentru noi omorul este ceva rău și se pedepsește?
în final, nu trebuie să supraviețuiască cel mai puternic. Realismul moral caracterizează ateii care nu sunt mulțumiți să afirme neutralitatea unor acțiuni ca violul, sclavia sau altele. Încearcă să susțină existența valorilor morale obiective în absența lui Dumnezeu. Ei spun că valorile morale nu sunt dependente nici de evoluție, dar nici de Dumnezeu. Ele doar există. Realismul moral, exprimat de pe o poziție ateistă, anulează răspunderea morală. Richard Dawkins parafrazează: universul observabil are exact proprietățile unui univers neproiectat, lipsit de scop, de rău și de bine. Universul nu este decât o oarbă indiferență. ADN-ul nu-i pasă, nu simte. ADN-ul doar este și noi dansăm pe muzica lui. Când Ceaușescu a omorât milioane de nevinovați, a dansat după cum îi cânta ADN-ul. Dacă Dumnezeu nu există, nu avem niciun motiv să credem că ființa umană este mai specială față de celelalte ființe sau că moralitatea obiectivă poate exista. De exemplu, Peter Singer nu vede nicio diferență între un om și un porc. Oare este normal acest lucru? Oare chiar ne înrudim cu aceste vietăți? Perspectiva ateistă explică mult mai bine extensa valorilor morale obiective și ale răspunderii morale. Natura lui Dumnezeu ni se prezintă prin poruncile divine care sunt obligațiile noastre. Dumnezeu e standardul, El e legiuitorul unei legi morale universale. În funcție de aceasta, diferențiem între bine și rău. Răspunderea morală înseamnă că, indiferent de perspectiva lumii asupra moralei, în final, justiția lui Dumnezeu va fi realizată. Pentru că obligațiile morale nu pot exista în absența unei autorități supreme morale. Dacă Dumnezeu nu există, atunci spuneți-mi voi, care mai este diferența între Maica Tereza și Hitler? Sau între Apostolul Pavel și Mussolini? Dacă ateismul deține adevărul, atunci nu mai există nicio răspundere morală pentru acțiunile noastre. Dostoevski a avut dreptate. Dacă nu există viață veșnică, atunci toate lucrurile ne sunt permise. În final, avem suficiente motive să putem spune: dacă Dumnezeu nu există, nu există nici măcar o singură valoare morală obiectivă. Cum am demonstrat anterior, valorile și obligațiile morale obiective există. Prin urmare, Dumnezeu există. Atât Universul, cât și noi, suntem într-o relație de cauzalitate cu Dumnezeu. Fără El, nu ne putem susține. Putem alege să rămânem orfani cosmici ai Universului, dar nu-L putem evita. Într-o zi, Îl vom întâlni pe Cel care ne-a creat. Acum, în final, am dorit să vă prezentăm câteva gânduri la care am ajuns. Oare nu credeți că dacă Dumnezeu a așezat planeta după niște coordonate atât de precise, ca viața să poată exista, nu are și un plan cu noi? Aflați planul lui Dumnezeu pentru voi. Acceptați-l, pentru că El vă va schimba viața. Lăsați ignoranța și căutați și acceptați adevărul, chiar dacă acesta vă va deranja. Într-adevăr, știu că este greu, dar acceptați să cultivați acest sentiment al mirării. Acceptați faptul că există ceva mai mare decât noi. Kent afirmă: sunt două lucruri care îmi umplu viața de admirație. Cerul de deasupra mea și legea morală din interiorul meu. Malcolm, în Jesus Rediscover, afirmă că mort sau viu, El este tot Dumnezeu și eternitatea merge mai departe chiar și atunci când toate ceasurile s-au oprit. Sunt de acord cu Kierkegaard că omul prin natura lui iubește infinitul și că implicarea prin Dumnezeu în infinit omoară în el, într-un mod dureros, toate lucrurile prin care el își identifică viața, pe când finitul îl adorme în distracție. Poate că de aceea ateii au lansat campania: Dumnezeu nu există, așa că poți să începi să te bucuri de viață. Ei bine, dar în ceea ce ne privește pe noi, trebuie să știți că noi suntem fericiți că Dumnezeu există. Dacă ateii tot vor să se bucure, sau mai rău, să danseze pe mormântul lui Dumnezeu, așa cum spun unii din ei, să-i lăsăm să o facă. Dar nu fără să le spunem vorba lui Ravi Zaharia, că dansează pe un mormânt gol. Vă mulțumim pentru vizualizare și așteptăm să urmăriți și următoarele videoclipuri Crevo.